am inițiat o campanie de colectare a unor scrisori pe care le trimitem din numele cetățenilor Republicii Moldova către președinte, prim-ministru, deputat sau senator din România. Prin această scrisoare vrem să mulțumim poporului român pentru sprijinul pe care ne-l acordă. Ultimii 10 ani au renovat peste 1100 de grădinițe în Republica Moldova. Au fost donate de către România 300 de microbuze școlare pentru transportul elevilor. Anual peste 5000 de studenți pleacă în România din Republica Moldova și SMURD, este vorba despre ambulanțe și elicoptere. Vaccine acum putem de pandemie peste 500.000 de doze. Motorină pentru agricultori peste 6000 de tone de motorină. Dumneavoastră despre asta ați auzit? Uleac, țic, am auzit. Și prin această scrisoare noi vrem să mulțumim pentru toate aceste ajutoare. Dumneavoastră cum credeți? Este o idee bună să mulțumim? Ar fi binevenit sau nu? Ar fi bine, da, dacă... Sprijinul din partea României este unul constant și vine practic permanent. Pe lângă asta, a doua parte a acestei scrisori este vorba despre o petiție prin care noi cerem cetățenia română să fie oferită prin Constituția României și să primim actele românești în decurs de 10 zile. Dumneavoastră ați auzit că acum foarte mulți de Republica Moldova și fac cetățenia românească. Însă trebuie să aștepți, sunt nevoiți să aștepte 2, 3, 4 3 ani. 3 ani, da, 4 sunt. Exact. Noi prin această scrisoare vrem ca această procedură să fie eliminată, să nu fie procedura de redobândire, dar să ne fie garantat prin Constituția României dreptul la cetățenie. Pe lângă asta cerem pensia minimă achitată de către România pentru toți pensionarii din Republica Moldova. Vedeți aici 3500 lei, asta este pensia minimă în România. Alocațiile sociale pentru copii, invalizi și șomeri. Toate aceste plăți sunt de câteva ori mai mari în România decât la noi. Și am și o scrisoare care trimitem din numele tuturor cetățenilor către Camera Senatului României. Și ne mulțumim pentru toate ajutoarele pe care ni le-a oferit. Cum ar fi renovarea grădinițelor, microbuze școlare, burse pentru studenți, motorină pentru agricultori, vaccine, elicoptere și ambulanțe SMURD. Ați fi de acord să ne mulțumim pentru scrisoare? Da. Și a doua parte... Noi am primit tot microbus la gimnaziu. De astea galbeni. Da, de nou. A doua parte scrisorii este o petiție unde petiționăm România pentru pregătirea reunificării pe baza modelului german. Când Germania de vest cu cea de est înainte să se reunifice, ei acordau cetățenie prin Constituție. La fel și noi dorim ca România să ne acorde cetățenie română prin Constituția României. Să fie cum acum prin redobânire. La fel și liberarea actelor să fie 10 zile. La fel și pensia asistență socială a fost acordată înainte de reunificare. De asemenea și alocații sociale 1800 pentru copii, invalizi 2800 și 1000-1600. Ați fi de acord cu astfel de schimbări? Aș fi, dar cine?